PDL-ul, pot să vă spun, care oameni serioși, avem un program anticriză care a fost lansat de 2 săptămâni și este serios, care vine cu ce? Cu măsuri pentru păstrarea veniturilor și a locurilor de muncă. Despre asta vorbim. Nu grafice, nu cifre fără susținere. Nu. Obiectivul anunțat de noi, de Partidul Democrat Liberal, este unul singur. Câștigarea alegerilor din 30 noiembrie. Că în 30 noiembrie se alege premierul. Nu este adevărat. Deci, în 30 noiembrie se aleg parlamentari în România, respectiv senatori și deputați. Relațiile cu partidele parlamentare le vom discuta după 30 noiembrie. Este surprinzătoare ieșirea domnului Tăriceanu, atât timp cât chiar dumnealui a refuzat o dezbatere de acest gen la postul dumneavoastră de televiziune, la începutul acestei săptămâni. Nu înțeleg ce s-a schimbat de la începutul săptămânii până acum. Atunci n-a avut curajul să vină la o dezbatere. Acum ne anunță că îi cheamă pe ceilalți doi candidați de prim-ministri. Eu știu un lucru, că suntem în campanie electorală, că sunt programate dezbateri săptămâna viitoare, în fiecare zi, la care poate să participe dacă are curaj. Văd că domnul prim-ministru nu are curaj, are doar curajul să dea un comunicat de presă și atât. De ce nu a participat atunci când a fost programată întâlnirea și de ce nu spune nimic de dezbaterile care vor avea loc săptămâna viitoare? Sunt în cursul săptămânii viitoare cel puțin 3 dezbateri finale programate la care are posibilitatea să își anunțe faimosul program pe care vrea și are nerăbdarea să-l prezinte. Dar respectul față de alegători, tonul pe care îl folosește, denotă că acest respect nu există. Ca să ai audiență, așa cum spunea domnul Boda, trebuie să mergi la o televiziune, acolo trebuie să convingi cetățenii, alegătorii, că într-adevăr ești bun. A creat o mare confuzie de vreo 2 săptămâni domnul prim-ministru. Tot anunță măsuri care sunt ale guvernului, un guvern care mai are o săptămână de mandat, practic, și măsuri care obligă următorul guvern. Cu siguranță nu va mai fi acest guvern după 30 noiembrie. Din moment ce astăzi dai ordonanțe de urgență, eventual neconstituționale, ca să obligi următorul guvern de după alegeri să ia anumite măsuri, nu este corect. Deci este o confuzie, cred, și în capul domnului prim-ministru.